Sau gazoductul Iași-Ungheni, care este prima etapă de gasificare alternativă pe banii partenerilor europeni. De asemenea, agenda de asociere va aduce Republica Moldova spre un nou model de protecție socială cu UE. Dar noi dintre asta ce să avem? Export, Viorel! Vom vinde producția noastră în Europa. Sau cum a spus acela? La prețul omenești, băi! Și dreptatea o să fie adevărată, nu cumpărată. Părinte! Hai! Vine ploaia! Lasă-mă lucrurile în domnule! Doamne! Vredicioși pe acești gospodari să aibă parte de integrare! Care mult? Producții să fie! La 1 septembrie, în Europa, pot să cari fructe și legume. Și fără nicio taxă. La fiului. Părinte, steguletul ăla. Din partea Domnului, în numele Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh. Amin.